Vreau să le cunoaștem și să le aplaudați pe cele 7 finaliste din cele 12. Doar 7 în seara asta, aici la Răi Da Buni. Fetelor! De cine vă e cel mai frică din juriu? În afară de Cătălin. Cătălin e... De domnul Livionescu. De Livionescu. Știam eu unde mă uit prima oară, când am vorbit de la rău din juriu. Anca, Vasile, Emma Dumitrescu, Mădălina Barbu, Diana Donoiu. Seamănă foarte mult cu Diana Dondoie. E ca nume. Adidas și Adibas. Ca nume. Ca nume. Da. Laura Dumitru, Lucia Popa și Alexandra Băbașcu. Băbăscu, mă scuzați, mi-au pus diacritice că nu trebuie. Dar e bine că ai personalitate și ții foarte mult la identitatea ta. Haideți să întrebăm pe domnișoara, cât de greu a fost să te aleagă Cătălin și Juri? Cred că foarte greu, pentru că am fost foarte multe fete, foarte multe participante, toate frumoase. Eu sunt una din norocoase și mă bucur foarte mult că am ajuns în aceste. La ea vreau să fac un comentariu special. Rare ori mi s-a întâmplat, dacă nu mă înșel, tu ai fost numărul 2 la prima selecție care a avut loc în București, la Bambu. Deci, din cele mii, peste 5.000 de candidate... Cam atâtea au fost la preselecție? Aspirante, da, la poziția de concurentă la Next Top Model, peste 5.000. Eu cred chiar peste 6.000, mă rog. Ea a avut numărul 2. Da. A fost a doua. A venit, era anunțată selecția la ora... La ce oră era? La 5 sau la 4 da. După amiază? Da, da, și a venit așa. Cu o oră și jumătate înainte. Da, au fost fete care au venit la preselecția asta crezând că e un casting pentru viitoarea iubita lui Botezatu și nu pentru viitorul model al... Eu aș zice altfel. Nu știu dacă neapărat ar trebui să-l legăm de Cătălin. Poate fi și asta. Însă am făcut deja de câteva ori comentariu. Ăsta, într-adevăr, multe, majoritatea aș putea spune. Părerea mea este că au considerat că au venit la un casting pentru... O asistentă TV, aș spune. Da, pentru, foarte multe? Foarte mult. Sau pentru, în orice caz, pentru o carieră în televiziune. Hai să mă exprim așa, mai e și Marina de față, nu vreau să fiu personalizat. Deci pentru o carieră în televiziune, ceea ce nu era cazul. Deci, nu de data asta. Deci sunt convins că după acest sezon 1, mesajul va fi înțeles mult mai bine. Și vom avea chiar mai multe concurente potrivite pentru a fi candidate pentru a fi concurente la Next Top Model pentru sezonul 2. Dar e un fel de... ce vă așteptați în următoarea perioadă? Înțeleg că deja ați început și filmările. E un fel de legiunea străină, un fel de militarie pentru fete sau e așa o poveste frumoasă pe care voi ca prințese ați visat-o în patul din casa părinților? E o militarie frumoasă, din punctul meu de vedere. Avem foarte multe lucruri de învățat și o să vedeți că o să se vadă o schimbare radicală, cel puțin la mine, de la început și la sfârșit o să fie... Am o să înțeles. Fie vreau să pasez microfonul prietenii din spatele tău. Spune-mi care e cel mai nasol lucru care ți s-a întâmplat de când ești în, să zicem, cantonament. Cel mai nasol. N-aș putea să spun că au fost lucruri nasoale. Nu știu, poate provocările și o să vedeți. La un moment dat am clacat ca fiecare, nu? Dar nu pot să spun fiecare mai multe. Fiecare dintre voi a plâns măcar o dată? Da. E bine că la final o să plângă Botezatu.